Salut, salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Survival Games. Ca de obicei aș vrea să vă reamintesc rapid să apăsați pe butonul de like, pentru că mă ajută foarte mult și mă motivează mult când mai multe episoade. Aparent începuse meciul și eu eram pe nicăieri. Bă, fraților, astăzi vreau să vă povestesc o chestie în acest episod, o chestie care s-a întâmplat ieri, care pur și simplu m-a amuzat, dar în același timp m-a și... nu știu, m-a enervat un pic și na, totuși e destul de trist. Ideea e următoarea: eu eram frumos, mă uitam pe Facebook să văd una alta ce s-a mai întâmplat pe Facebook, știți și voi, chestii normale. Și la un moment dat văd eu un post din grupul Minecraft România. Și așa am zis eu, hai să citesc, că na, mai citesc eu când dau scroll acolo. Și o fată se plângea că nu știu ce, că în grup sunt numai copii între 8 și 12 ani și chestiile astea. Și, da, la un moment dat văd un comentariu acolo. Că zice un băiat că, cum a zis el, frate, că el are doar 16 ani și că nu are nimic cu cei mai mici. Și am zis, ia bă frate, să văd și eu 16 ani ai lui. Intru frumos pe profilul lui, bă, și văd o poză cu un copil de maxim, deci maxim 10 ani. Și comentez și eu, că am zis, ce naiba frate, ăsta minte de îngheață apele. Comentez și eu, ci că bă, posulică, n-ai 16 ani, nu mai minți, nu mai prosti lumea așa. Și că ești a treia persoană, parcă a zis, care nu mă crede că am 16 ani. Și am zis, păi nu te cred pentru că nu ai. Și tot comenta el acolo frumos și i-am pus și eu poza lui de profil acolo în comentarii și i-am zis, bă frate, nu cred că e vreunul în grupul ăsta care să creadă că tu ai 16 ani. Și el, nu, că nu știu ce, că vrei să-ți arăt buletinul, fraiere, și de-astea. Și după aia m-a luat pe mine cu, bă copilule, nu știu ce, și i-am zis, bă, stai calm, că copil nu sunt sigur, eu am aproape 17 ani. Tu, da, ești un copil și destul de frustrat din moment ce minți în legătură cu vârsta ta. Și, na, într-un final a recunoscut că nu are 16 ani și că are 14, a zis. Dar la fel, 14 ani nici atât. Nu, sigur nu. Am zis, hai, dă-l în aia măsii că nu mai are rost să comentez. Dar totuși m-a lăsat trece un pic chestia asta. Bă frate, când aveam eu 10 ani, mă jucam afară cu mingea, mă jucam fotbal sau alte chestii. Nu stăteam pe PC sau, dacă stăteam, nu stăteam pe Facebook. Nici nu cred că exista sau poate exista, habar n-am. În fine, asta nu contează. Dar nu stăteam pe... sau nu, oricum nu aș fi stat pe PC și să zic pe Facebook că am eu mai mult am mai mulți ani decât de fapt am. Gen la 10 ani eu să fi zis că bă, eu am 16 ani. Și mi-a plăcut și cum a formulat el, că el nu are nimic cu aia mai mici. Deci pur și simplu m-a bunit vrâsul când am văzut poza lui de profil și că zicea el că are 16 ani. Dar totuși e destul de trist că unii chiar cred că cineva chiar să ia după ce scrieți voi. Dacă scrii că ai 16 ani, crede-mă că lumea mai verifică, se mai uită la poza de profil, la alte chestii, nu... nu o iau de bun. Hai bă, să văd cum îl bau pe ăsta aici. Nu știu cum să joc pe asta. Oh, ok, rect. Destul de easy, totuși. Bun, în fine, revenind la ce vorbeam. Fraților, nu aveți de ce să... fiți rușinați de vârsta voastră și așa. Toată lumea trece prin acele perioade unde na, poate ți-e rușine ție totuși că ai
10 ani și așa. Dar, na, frate, nu contează. Zic eu că oamenilor nu le pasă că ai tu 10 ani. Chiar nu interesează pe oameni că ai tu 10 ani și zici tu că ai 16. Da, totuși nu e ok deloc să minți în legătură cu vârsta. Că, na, până la urmă nu văd care ar fi rușinea. Toată lumea a fost mic, toată lumea o să fie și mare. Și, na, nicio treabă. Dar, oricum, de ce m-a enervat chestia aia? Văd că ăla minte și așa și zic, bă, frate, nu mai minți, că n-are rost. Și el mă face pe mine copil și chestii de-astea. Chiar m-a enervat că nu ești în fiecare zi făcut copil de un tip de 10 ani. Da, acum ce să-i ceri? Da, a murit de la foc, perfect. Bun, eu nu prea aveam armură, acum observ. Am crezut că am luat și mai multă armură de la tipul ăla pe care l-am omorât. Da, aparent nu. Bun. Noi bai. Da. Cam asta ar fi fost povestioara mea pentru episodul ăsta. Acum o să mă concentrez asupra meciului, că vreau să-l și câștig. Bă, sper că ați înțeles ceva din ce v-am zis. Cum se cheamă, frate? Concluzia ar fi că n-are rost să mințiți în legătură cu vârsta. Decât dacă, gen, vreți să luați un admin pe Counter-Strike sau shit-uri de-astea. Dar nici acolo nu. N-aș vedea de ce ați minți în legătură cu vârsta. Pe bune? Sunt 3 în team? Seriously? Nu sunt 3. Sau? Hamă. Hai. Îmi pare rău că nu pot să vorbesc acum, dar concentrare mare pe mine. Mamă, pune că ia fug de mine. 5-6. Hai după ei atunci. Să văd eu pe unde mai fugă aia. Da, trebuie să-i bani aproape ăștia că sunt team de 3. Și după aia mai rămân cu încă 1. E bine. Mamă, da, am tras și eu. Hai, 2. Rect suprem, frate. Rect suprem. Rect, frate, rect. Dă-vă în aia voastră și a mamii voastre și... Așa enervant e să dai de timp de 3, frate. Timp de 3. Și totuși le-am dat mega rect. Deci m-am pișat pe ei, pur și simplu. Îmi pare rău că nu pot să vorbesc prea mult când sunt aici concentrat, pentru că am vrut să scot neapărat acest episod, că nu prea aș vrea să povestesc același lucru de două ori. Și nici nu prea am timp, așa că am zis, hai frate, nu comentez câteva secunde, dar măcar îmi iese episodul. Acum să vedem dacă îl bag și pe ăsta, mă. Ia. Save. Pa. Ok. Sper să nu fie vreun hacker de la acum. Bă, dar se mișcă în lag. Mamă, ce foc am pus. Uite cum se mișcă, frate, nu pot să-l lovesc. Bă.
Nu pot, doamne. Cum se miște așa? Deci asta nu e bun, dar are lag. Uite, uite cum se mișcă. Doamne, doamne ferește. Ok, cam atât cu episodul ăsta de Survival Games. Sper că v-a plăcut. Sper că ați înțeles ceva din ce v-am povestit. Și le-am dat mega rect la teamăria aia de 3, frate. La teamul ăla de 3 le-am dat rect, rect ca lumea acolo. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut, un comentariu și dacă puteți să dați și un share, ar fi fenomenal. Deci, cam atât cu acest episod. La revedere!